Locatarii blocului 1F din Dumbrava sună mulțumiți și revoltați pentru că cei de la vechiul CET au reînceput lucrările chiar la ieșirea din imobil pe trotuarul pe care ei circulau zilnic. Nu cu mult timp în urmă a mai fost spart odată trotuarul și refăcut recent. Găurile au fost date cu piconul, cu toate că s-a sesizat că trebuie tăiate cu freza. Persoanele aflate la fața locului au vrut să protesteze și să se așeze în fața piconului pentru a împiedica pe aceștia să-și continue lucrările. A fost chemat de către locatar și primarul municipiului Zalău, Radu Căpâlnășiu. Nu e o rezolvare, că s-apă acolo la noi 5 metri și după aia mărg altundeva. Au fost presat și editiva, nu știu de ce nu ați continuat acolo, dacă tot ați acolo început. Acolo vin ploile și de aia ne-au oprit. Făcea mai mare deranjul pe ploile. Sigur. Atunci ne-am oprit. Până în 15 octombrie, când trebuie să finalizăm. Tot mi se sur, nu mai zic nimic. Nu, e disconfort, asta e, că orașul e înghesuit, nu sunt locuri de parcare. Și acum, cu cât vor fi bani mai mult, asta va fi strânt acolo și... Asta e, da, începe, da, lucrările pe canalizare. Nu îi sparge și acolo. Cum i-a lăsat aia, parcare? Nu știu cât e la vreo. Domnule primar, mulțumim. Legat de faptul că trotuarul care nu de mult timp a fost refăcut, este distrus din nou. Se poate face acum. Se pare face, va fi refăcut integral, asta era discuția și cu uzina electrică. Trebuie să schimbe aceste rețele, din păcate nu s-a știut exact care sunt șasele care vor fi refăcute. Până sus, acolo e refăcute. Vor fi refăcute, deci sunt bani pentru refaceri în tariful care... Cât va cura acest număr? În mod normal, până 15 octombrie ele vor trebui să fie finalizate, cel puțin rețelele să fie... terminate, trebuie să se înceapă sezonul de încălzire. Am aici sunt niște magistrale și este foarte important să fie finalizate în cel mai scurt timp. Că pe partea de refaceri s-ar putea să mai dureze, dar oricum în luna octombrie se vor finaliza toate lucrurile. Au fost anunțați locatarii despre faptul că se vor face lucrări în această zonă? Acum, au fost anunțați, s-au pus afișe pe mașini pentru a elibera anumite zone unde se parcă, tocmai pentru a se putea rezolva aceste lucrări. În mod normal, în rest, nu se anunță locatarii decât dacă ar fi fost în timpul serviciului de încălzire pentru a ști că nu vor avea încălzire. Adică aceste lucrări se desfășoară fără aviz. O altă problemă a locatarilor din blocul 1F este legată de groapa făcută de cei de la vechiul CET cu 7 luni în urmă, care prezintă un real pericol pentru copii. Se va acoperi, se va pentru că totuși este un pericol, pot cădea copiii acolo. Se va reface. Arheologie și caută ceva. De cât timp e groapa acolo? De 7 luni. De 7 luni. De 7 luni, domn director, de ce nu s-au luat măsuri? Nu ați știut despre cele întâmplate aici? Da, noi am luat măsuri, nu s-a înlocuit brașamentul pentru că nu facea obiectul contractului respectiv. Am luat măsuri și imediat. Deci acolo ar fi trebuit interpelat pur și simplu un apometru, interpelat în cămiți un apometru, dar rețeaua respectivă e din blocurile din vecinătate, unde am văzut pe rețea de polietilene acolo, s-a putut interveni. Aici, în situația în care au încercat să intervină, rețeaua s-a spart și au avut defecțiuni. S-a reparat atunci la momentul respectiv și n-au mai asupat groapa, dar asta e o problemă care se rezolvă la asta. În decembrie până în februarie. O băga conducție noi pentru cazire, acum nu-i deranjează, o vin și o săpa înapoi. Chiar? Iar la plus, că pur și simplu au bani acum și se fac lucrări de două ori. Da, dar până la același loc, dar sigur că Daniel nu e interesat. Nu e înțelegere între firmele astea sau între conducătorilor, că nu muncitorii, și conducătorilor. La mă dreapă, domnul primar, că ceea ce e anarhie care s-a împăgit la ceea ce zice, ăștia sunt alți bani, altă distracție și trebuie să-i consumăm și... Domeniul public trebuie să se știe. Cineva trebuie să-i dirigeze fondul. Dar nu e problemă că s-apă, e problemă că dirajul ăsta. Mi-a ținut anul trecut, mă repet, iar înapoi,
of, o vini ploi, o vini ăsta și pe scară și pe ăsta. Nici nu ne-au anunțat, anul trecut nu ne-au anunțat, m-au prins cu mașina în garaj. Și am rămas 3 luni de zile fără. Trebuie să o demontez și să o scot în bugăț afară. De când s-au început lucrările în această zonă? Doamnă, ce pot să vă spun, domnișoară, mă scuzați, cred că mai bine de 3 săptămâni au venit, mi-au pus pe mașini, mi-au pus note de să ni le mutăm de aici și de atunci au venit în prima zi, au săpat ce vedeți dumneavoastră aici și ne-au lăsat baltă. S-au abandonat lucrările, nu putem ieși cu mașinile din garaje, nu putem să ni le băgăm, nu le putem parca. Mi-a lovit mașina din partea, am lăsat la blocul dincolo de noi, mi-a lovit mașina, mi-a pus afiș pe mașină să nu mai las acolo și asta e. Au mai fost făcute lucrări de acest gen și anul trecut? Anul trecut, la începutul lui decembrie, nici nu ne-au anunțat, nici nu ne-au comunicat, mă rog, ne-au prins cu mașinile în garaj, până prin februarie n-am mai putut circula cu mașinile. Atunci au băgat conducție noi de, mă rog, de încălzire și acum nici nu interesează, o să au bani și vin și le fac și bagă alte conducție.